Salut prieteni și bine v-am regăsit la un nou video, eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă arăt la ce anume ne jucăm. Practic căutăm tot felul de soluții care sunt din ce în ce mai căutate pe internet. În cazul de față o să vă arăt câteva idei la care noi deja lucrăm. O să venim cu soluții gata, predefinite în viitorul apropiat. Până atunci încercăm să achiziționăm tot felul de gadgeturi, cum se spune, și bineînțeles am vorbit și cu colegii de-ai noștri care o să ne ajute cu partea asta de implementarea anumitor soluții. O să vedeți, o să fie o surpriză pentru toată lumea. De altfel, na, încercăm să găsim soluții optime pentru fiecare. Știți cum e, fiecare cu plăcerile lui. Ideea e că în cazul de față, bănuiesc că mulți dintre voi l-ați văzut pe TikTok, această bandă pe care am achiziționat-o și urmează să o implementăm în anumite idei, soluții pe care le facem noi și bineînțeles mai avem și alte variante, o să vă arăt imediat, o să vă arătăm câteva lucruri la care lucrăm și practic de aici o să vă cam dați seama de rezultate, oricum rezultatele vor fi în următoarea perioadă, dar după ce bineînțeles le testăm, le verificăm, în momentul în care vă vindem o soluție, atunci trebuie să fie și fiabilă. Din acest motiv, haideți să vă arăt prima variantă, varianta de LED cu, mă rog, sistemul de LED adresabil cu această telecomandă wireless care practic dă comandă și bănuiesc că mai majoritatea ați văzut-o pe YouTube sau pe TikTok, unde ați văzut că se utilizează din ce în ce mai mult. Practic are mai multe secvențe, putem să ne jucăm și să-i dăm tot felul de secvențe, să facă tot felul de lucruri. Putem să-i setăm și viteza, putem să-i setăm și programul, putem să-i setăm mult mai multe lucruri. Iată, o să trecem așa rapid printre ele, să nu fie video prea lung. Eu știu, m-am pus ca găina în vârful grămezii. O să mă dau la o parte și o să vă las să vedeți câteva cadre și să vă faceți o idee de ce știe să facă. Putem să setăm și viteza. Iată că vrea, dacă vreți, o viteză mai mică. Da? Banda are 5 metri, de asta am încercat să o întindem cât putem de mult. Să vină să se vadă și frumos. În cazul în care vrem să se miște și mai repede, iată, același program, aceeași chestie. Acum e la, o să fie la alegerea voastră la momentul respectiv ce soluție vreți. Cert este că se vede foarte, foarte impresionant. Poți să oprești, să-i dai drumul. Deci avem tot felul de programe la care să oprește la drum. Bun, bănuiesc că v-ați făcut o idee. O să trecem și la celelalte lucruri pe care le facem și într-un final o să vă faceți o idee. Deci, cum ați văzut, avem telecomanda, receptorul, da? Îl avem aici, receptorul, sursa. Ideea e să vedem exact ce știu să facă și să le... Vă dați seama că în încorporate într-o șină mată, cu capac mat, se vede mult mai frumos și mult mai interesant. Bun, să trecem și la celelalte lucruri.
Așadar, prieteni, după cum ați observat, pregătim soluții atât cu variante predefinite, cum ați văzut-o pe cea banda de LED cea de mai devreme, cât și cele care le programăm. Le programăm intens, încercând să facem variante și, mă rog, soluții de care oamenii să se bucure. Avem totul la dispoziție, putem controla și programa atât cu laptopul cât și cu telefonul, da? Deci putem să comandăm și să facem tot felul, avem și scenarii, avem tot ce vreți voi. Ideea e că o să ajungem să descriem fiecare sistem în parte, atât cele, cum am spus, predefinite, cât și varianta cu SP32, cu softuri și programări. Deocamdată, cum v-am spus, încă lucrăm. Asta este a doua variantă și, bineînțeles, încă mai avem, pentru că are foarte multe variante de programare, dar o să trebuiască să ne jucăm cu ele până găsim varianta optimă care să fie și solicitată de către beneficiarii noștri. Așadar, în continuare o să mai vedeți o variantă. Important este să știți că noi facem și aceste lucruri, nu de alta, dar ușor, ușor este varianta modernă. Toată lumea caută varianta modernă de iluminat modern și iluminatul modern, sau mă rog, la iluminatul modern trebuie să fac parte și aceste sisteme puțin mai diferite față de ce am fost noi învățați. Mă rog, știți cum e, asta cu plăcutul e în funcție de fiecare în parte. Că îți place, că nu-ți place, important este să știi că există, să știi că le poți instala și că putem să evoluăm împreună. Iată alt produs cu care ne jucăm. Este un produs, cum ați văzut, făcut în România de colegii noștri care ne l-au dat să îl testăm. După cum observați, îl și programăm din telefon. Încă lucrăm la el. Deocamdată i-am pus un rând de senzori care să simuleze câte o treaptă. Da? Are undeva la 24 de trepte și este în teste, încă lucrăm la el. O să vreau să vi le prezint pe fiecare în parte cu tot ce știu ele să facă la momentul oportun. Deocamdată vreau să știți că facem tot felul de lucruri și căutăm tot felul de soluții și sisteme care mai de care mai interesante și care se adaptează sistemelor sau, mă rog, a timpurilor noastre mai moderne și din acest motiv ne pune mintea la contribuție și ne ține activ să facem tot felul de programări, tot felul de testări, tot felul de nebunii. Cert este că astăzi ați văzut câteva lucruri dintre care lucrăm. Am spus că am vorbit cu colegi de ai noștri care ne ajută să facem variante și variante, inclusiv o să, mă rog, am luat legătura cu un coleg de-al nostru care încearcă să vadă cum reușim să facem și variante de calitate maximă cu
cu LED-uri Osram, cu LED-uri mult mai de calitative, dar într-adevăr o să fie și costurile pe măsură. Până atunci ne mai jucăm. Mai avem și MADE în România, mai avem și MADE în China, mai avem de toate variantele. După ce trece Paștele, vrem să intrăm puternic și să găsim soluții optime pe care să le adaptăm în funcție de proiectul solicitat. Așadar, prieteni, după cum ați observat, avem totul pregătit, suntem în cărți, cum se spune, suntem pregătiți din toate punctele de vedere, trebuie doar să ne mai pregătim din ce în ce mai mult. Ați observat că nu stăm deloc, pur și simplu mereu facem câte ceva, mereu ne chinuim să ne dăm interesul să facem lucruri din ce în ce mai interesante, să verificăm cât mai multe, să testăm cât mai multe și să iasă totul cum ne place și cum o să vă placă și vouă. Așadar, prieteni, vă mulțumesc că ne urmăriți și nu uitați, rămâneți pe fază!